Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii, voi adresa invitatorii meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. L-am alături de mine în această seară pe fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, domnul Dumitru Dragomir. Bună seara! Bine ați venit! Despre dumneavoastră știm așa. Ați fost fotbalist la junior și apoi la senior, timp de 5 ani. V-ați retras la numai 25 de ani din cauza unei accidentări. Timp de 18 ani ați condus 5 cluburi de fotbal de pe poziția de vicepreședinte și președinte. V-ați aflat în structurile de conducere ale Ligii Profesioniste de Fotbal de la înființare în 1992 și până în 2013. Ați fost deputat PRM în Parlamentul României timp de 2 mandate. Pe lângă fotbal și politică, ați fost patron de presă, dezvoltator imobiliar și ați investit în industria hotelieră. Sunteți un jucător pasionat și norocos de poker și table pe bani. În plan personal, știm așa, sunteți căsătorit de peste 50 de ani și aveți un fiu și 2 nepoți. Mi-ar plăcea tare mult ca pe parcursul acestor întrebări să mă lăsați să pătrund acolo și să-l cunoaștem cu adevărat pe omul Dumitru Dragomir. Sunteți pregătit? Sunt pregătit. Numai că a spus că am avut 2 băieți și mi-a murit un băiat de 18 ani, băiatul cel mare. Știm și care o să era, care era sportiv de mare performanță, juca în echipa națională, juca în prima divizie la vârsta de nici 18 ani. Știm, vorbim. Mergem cu prima întrebare. Domnule Dragomir, se știu multe despre dumneavoastră. Sunteți o persoană extrem de vocală. Ați fost în același timp admirat pentru determinare, contestat pentru decizii, dar cel mai surprinzător lucru este faptul că la vârsta de 52 de ani, în 1998, ați absolvit Academia de Studii Economice din București. Chiar dacă mulți v-au ironizat, dumneavoastră ați contracarat, vă citez, sunt Mitică Dragomir și fac ceea ce îmi place. Urmează întrebarea. A fost greu să fiți student la 50 de ani? N-am avut de câștigat nimic. Nu vreau să comentez această întrebare. Răspunsul meu este că să trecem peste treaba asta, pentru că nu mi-a ajutat și nu m-a ajutat la nimic în viață patalamale. Am atâtea patalamale încât era să-mi iau și doctoratul, dar m-a luat fiul meu de acolo, la Craiova, un reputat profesor, care a murit, Dumnezeu să-l odihnească, să nu-i dau nume, că mulți au luat doctoratul acolo și mai aveam puțin, dar când a apărut o revistă cu o lucrare de-a mea, cu niște semne din astea care nu le cunoșteam, am fugit, am renunțat după 2 ani de zile. Și cu asta am terminat răspunsul la întrebare. Bine, mergem mai departe. Sunt Mitică Dragomir și acasă nepoții îmi zic Piții, iar nevasta mea îmi zice Miții. Piticuț îmi zice. Ați făcut parte din structurile de conducere ale Ligii Profesioniste de Fotbal timp de 21 de ani, perioada în care v-ați ales cu apelativele de Mitică de la Ligă și Corleone, trimitere clară la celebrul mafiot sicilian din filmul Nașul. În plus, pentru că pronosticurile dumneavoastră se adevereau de cele mai multe ori, v-ați ales și cu porecla de Oracolul din Bălcești. Dar nici măcar oracolul din Bălcești nu a reușit să prevadă că, într-o bună zi, meciurile de fotbal se vor juca cu tribunele goale din cauza acestei pandemii. Dumneavoastră ați criticat dur pe cei care nu se vaccinează, vă citez. Tot aud că unii nu se vaccinează, că nu știu ce conține vaccinul. Dar ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conține aceste produse. Și o tâmpenie mai mare decât asta nu există. Să intri în mall, dar să nu ai voie pe stadioane. România, am văzut, a ratat calificarea la campionatul mondial de fotbal din 2022. Aș vrea să-mi spuneți dacă prezența suporterilor pe stadion la meciul România-Islanda ar fi putut influența scorul și astfel șansele de calificare ale echipei naționale. Urmează întrebarea.
În ce condiții ar trebui lăsați suporterii pe stadioane? Păi dacă ne-am vaccinat, de ce nu lăsăm vaccinații să intre? Și atunci asta era cea mai bună propagandă a vaccinului în România. Nu intrai pe stadion dacă nu erai vaccinat. Convingerea mea este că acea comisie care a interzis intrarea tuturor suporterilor pe stadion a greșit. Și n-a fost bine pentru echipa națională. Una e să joci cu spectatori și alta cu tribunele goale. Ca să auzi orice fel de discuție din tribună. Deci regulă ar fi vaccinul. Obligatoriu. Părerea mea este că sunt națiuni cum este Israelul, Statele Unite, Germania, Italia, care au vaccinat în peste 70% din populație. Ce, aceste țări vor să-și extermine poporul? Nu. Și atunci noi, dar e lipsă de educație, domnișoară, ca să fie foarte clar. Este lipsă de educație și lipsă de propagandă a binelui vis-a-vis de vaccinare. Bine, mergem mai departe. Sunteți inițiatorul legii privind prevenirea și combaterea violențelor de la competițiile sportive, o reglementare cunoscută printre fanii fotbalului ca legea lui Mitică, prin care ați împiedicat folosirea steagurilor și a torțelor pe stadioane și ați interzis protestele în tribune la adresa oficialilor din fotbalul românesc. Sancțiunile pentru aceste încălcări sunt foarte dure. Amenzi de 1000 de lei, interzicerea de a participa la alte evenimente sportive, iar în unele cazuri chiar privarea de libertate. Legea a fost criticată imediat de părți din galeriile de fotbal și în special de ultrași, care au organizat proteste ample, considerând că aceasta este una dintre cele mai dure legi din Uniunea Europeană la adresa suporterilor. Urmează întrebarea: v-ați răzbunat pe ultrașii care vă contestau? Nu, din contră. I-am asumat această lege, am făcut-o singur. De fapt, sunt printre puținii parlamentari din istoria post-decembristă în care singur, rețineți, singur am făcut o lege organică. Să treacă prin toate comisiile, inclusiv Comisia Juridică, această lege, vă dați seama că trebuie să fie beton. Și am înțeles că mai multe țări occidentale au luat exemplu de la această lege a mea. Și de ce ați făcut-o? Am făcut-o pentru binele. Acum mă felicită toți cei care mă înjurau. Era un stadion întreg, mă trimiteau la pușcărie, mă trimiteau la brutărie datorită acestei legi. Am suportat, mi-am asumat și am făcut o lege bună pentru spectatori, nu pentru câțiva huligani. Bine, mergem mai departe. Jurnaliștii au susținut că în cei 21 de ani cât v-ați aflat la conducerea ligii profesioniste de fotbal, blaturile din Liga 1 au atins un nivel maxim, citesc din presă. Sub domnia lui Corleone, Liga a devenit un fel de divizie B din timpul lui Ceaușescu, unde se vorbește doar despre blaturi, despre dubiosul comerț cu fotbaliști, despre bani la negru, femei ușoare sau mașini scumpe. Până și bunul noastră prieten, fostul șef al FRF Mircea Sandu, s-a întors împotriva dumneavoastră în 2013 și v-a acuzat că sunteți vinovat pentru haosul creat la Liga 1. Nemulțumirile de starea fotbalului românesc, principalele ziare de sport v-au contestat, iar suporterii v-au cerut demisia, organizând demonstrații ample în tribune. În acea perioadă, dumneavoastră ați povestit că ați primit o mulțime de mesaje de amenințare. Urmează întrebarea: ați fost amenințat cu moartea pentru dezastrul din fotbalul românesc? Nu, pe timpul meu nu era dezastru în fotbalul românesc. Când m-au schimbat pe mine, eram pe locul 7 în Europa și pe locul 9 în lume. Când am fost eu la Liga, am venit și până pe locul 3 în ierarhia mondială cu fotbalul. Eu și Mircea Sandu am fost victimele unor oameni politici care au vrut să pună mâna la Ligă pe banii din drepturile de televiziune sau pe o parte din banii de televiziune, iar la federație să pună mâna pe cine are federația. Vă dați seama că are și suporter, are mult în spate. Da, ați primit mesaje de amenințare cu moartea? Nu. Nu. De ce? Vă dați seama că
Eu spun tot, eu nu știu să mint. Dacă mint acum, uit și vă spun adevărul peste câteva clipe. Nu, niciodată. M-au înjurat. M-au... Și cei care mă înjurau, după meci, veneau să facă poze cu mine. Și zic, nu, dar m-ați înjurat până acum. Lasă-mă, ne-am mitică ce, dumneata nu știi de glumă. Bine. Continuăm. V-ați născut pe 30 mai 1946 în comuna Bălcești, din județul Vâlcea, într-o familie atât de săracă încât mâncarea lipsea mai mereu de pe masă. Ați spus așa: mi-era foame rău, eram așa de sărac încât atunci când vedeam pe cineva mușcând dintr-o bucată de pâine, mi se părea că e un om fericit. Ați mărturisit că ați fost cel mai fericit când mama a pregătit un castron plin cu gogoși și v-a lăsat să mâncați pe săturate. În plus, încă de la vârsta de 4 ani, aveați sarcinile dumneavoastră clare în gospodărie, hrăneați animalele și mergeați la câmp. Ați spus că absolut toate amintirile dumneavoastră de atunci sunt legate de muncă. Muncă, muncă și numai muncă. Urmează întrebarea. Ați fost un copil fără copilărie? N-aș putea spune că fără copilărie și n-aș putea spune acum că eram chiar foarte sărac. Eram sărac, dar nu foarte sărac. Adică aveam un porc, doi de Crăciun, aveam 30-40 de găini în curte, aveam două vaci în curte, aveam rațe, aveam și cădeam în sarcina mea să am grijă de astea. Dar eram dintre cei săraci din Bălcești, dar cu niște părinți foarte harnici, care m-au învățat și pe mine că munca este pe primul loc în viață. Mergem mai departe. Pe lângă neajunsurile pe care le-ați trăit din cauza sărăciei, ați povestit că bătaia era la ordinea zilei, vă citez: mâncam bătaie de la tata dimineața, la prânz și seara, de-mi trecea și foamea. Mai și exagerat. Față de tata, ați avut de-a lungul timpului sentimente contradictorii, ați povestit așa: pe tata nu l-am iubit niciodată, fiindcă mă rupea cu bătăile, mă biciuia, dar am ajuns să îl înțeleg și să-l respect mulți ani mai târziu. Mi-am dat seama că atunci când mă bătea, de fapt îmi dorea numai binele. Dar până să ajungeți să îl înțelegeți pe tatăl dumneavoastră, la vârsta de 14 ani ați fugit de acasă. Urmează întrebarea. Ați fugit de acasă din cauza bătăilor? Nu, nici de cum. Din cauza sărăciei. Și acum, dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică de sărăcie. Din cauza sărăciei și a muncii. De când se lumina și până scăpăta soarele, trebuia să muncesc. Și am făcut bine că am plecat de acasă. Nu neapărat că am fugit. Asta este, ce să mai... Am fugit. Nu m-am întors tot acasă. Dar eram un rebel. Eram un copil rebel, așa, și am fost născut într-o comună cu mulți copii isteți, deștepți, care erau pe la facultăți, pe astea, și eu aveam, să zic așa, toată viața m-am înconjurat de anturaje de oameni deștepți, inclusiv la vârsta asta pe care o am și până la vârsta asta. La 14 ani ați fugit de acasă la Craiova, unde ați povestit că obișnuia să descărcați pepeni în piață pentru câțiva lei și să dormiți în remorci. Tata v-a găsit abia după 2 luni și v-a convins să vă înscrieți la liceu în Făgăraș. La admitere ați trăit un episod pe cât de amuzant, pe atât de dificil, pentru că erați atât de slab, încât nu aveți șanse să treceți proba medicală, v-a venit ideea să supliniți cele 4 kg care vă lipseau mâncând foarte mult pepene. Vă citez: când m-am urcat pe cântar, aveam o burtă țuguiată, de făcuse roia din comisie ochii cât cepele la mine. Am făcut greutatea, dar n-am apucat să mă dau jos de pe cântar, că am început să vomit. Până la urmă, ați fost obligat să recunoașteți ce ați făcut, iar șefului comisiei de examinare i s-a făcut milă de dumneavoastră și v-a declarat admis. Urmează întrebarea. Ați mai putut mânca vreodată pepene? Bună întrebare. An de zile n-am suportat lubenița, cum îi spuneam noi la în Oltenia acolo. Dar am avut o idee
Fenomenală, pentru că altfel n-aveam cum să reușesc. Eram, parcă eram de la Auschwitz, slab, vai de mama mea, aveam 30 ceva de kilograme, vă dați seama, și nu trebuia... nu puteai să reușești dacă n-aveai peste 40. Și atunci, dacă tot descărcam lubenițe prin piață și ei îmi dădeau câte două, trei lubenițe, două le vindeam, una o mâncam, am zis să mănânc una mare de tot. Și să, când am fost pe cântar, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Este adevărat, adevărat tot ce a spus aici. Era mistez de mic, domnișoară, să știți. Observat. Dar te-a jucat să oprești minunea asta, că se plimbă și mi-e frică că se răstoarnă clădirea cu noi. Nu se răstoarnă decorul și n-am cum să-l opresc. N-ai cum să-l opresc. Aș face-o pentru dumneavoastră. Cât timp n-ați mai mâncat pepene? 20 de ani, cred. Dar de ce? Cum? Nu mai... N-ai timp că ți-am... Aș mai văzut, de asta nici nu beau. Eu nu beau, nu fumez. Una, că aveam vreo 10 ani și mi-a băgat mama o țigară pe gât aprinsă, când m-a aprins fumând, și de atunci n-am mai fumat în viața mea, și cu băutură la o pomană, la mine, la Bălcești, acolo, se vedeau de Paști pomană, și ăsta mi-au dat copiii să beau țuică. Am băut, m-am îmbătat și de atunci nu pun băutură în gură. N-am fost beat în viața mea, decât atunci. Nu eram beat nici atunci, dar am vomitat și așa mai departe. Eram copil și mi-au prins bine. Ca dovadă că toată viața n-am fumat, n-am băut. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați povestit că atunci când ați ajuns la liceul combinatului chimic din Făgăraș... Numai o secundă. Nu, la școala profesională chimică din Făgăraș. Nu la liceul asta, ca să nu zică lumea că mințim. I-ați șocat pe profesori cu înfățișarea dumneavoastră, asupra căreia își pusese amprenta viața grea de la țară. Ați povestit așa. În Călcâie aveam bulevarde de furnici și de-mi cântau greierii. Când m-a văzut profesorul, a spus: Doamne, ce e cu tine? Ești sălbatic, mă, băiatule. Mai mult, ați povestit că ați întâmpinat mari probleme la cantina liceului. Vă citez: eu nu știam să mănânc, luam cu mâinile. De unde furculiță în Bălcești? Eram un țăran autentic. Vreau să știu cât de greu a fost să vă adaptați la viața de la oraș. Urmează întrebarea: când ați învățat să mâncați cu furculița? După o săptămână. De la școală am învățat să mă spăl, am învățat să mănânc. Câți ani aveați? 14 ani, jumate. Dar eram așa de isteț și de să-mi iertați expresia, că nu se... și de neadaptat, dar mă adaptam la orice situație. Și eram... un sportiv, dacă am fugit de acasă, vă dați seama ce viteză aveam și acolo la sport. Fugeam bine, mai jucam și ceva fotbal și profesorii m-au îndrăgit. Aveam pe marele handbalist Țiței, care mi-a fost diriginte și a ținut la mine și, de fapt, mi-a dat așa un pic de educație de cum m-am dus acolo. Iar când m-am întors în Craiova, eram, sau la mine, la Bălcești, eram, pentru că în inima Ardealului, la Făgăraș, vă dați seama, am primit o educație absolut extraordinară. Am avut, nu știu dacă mai e timp, am avut două norocuri. Una că m-am dus în inima Ardealului și alta că m-am însurat cu nevasta. Asta de acum, că n-am avut alta. Bine. Când toată întreabă presa, care nevastă? Asta de acum. Păi ce dumneavoastră ai mai avut? N-am mai avut dumneavoastră. Una și bună de viață. Da. O să vorbim. Mergem mai departe. Cariera în fotbal ați început-o ca junior la echipa Tramonia Făgăraș și apoi v-ați transferat la Universitatea Craiova. Primul noastră contract de jucător profesionist l-ați semnat la 21 de ani, în 1967, cu echipa Chimia Râmnicu-Vâlcea. Despre fotbalistul mitică Dragomir, chiar dumneavoastră ați spus că avea calități, însă nu și talent. Ion Crăciunescu, fostul șef al Comisiei Centrale de Arbitri, care a fost coleg la echipa de tineret a Universității Craiova, v-a descris așa, îl citez: Mitica Dragomir era cam țărănel cu tehnica, dar dacă te prindea prin zona lui, te suia pe gard. Cariera dumneavoastră de fotbalist s-a încheiat brusc în 1971, la 25 de ani, când v-ați rupt piciorul. Urmează întrebarea: ce fel de fotbalist ați fost dacă nu vă rupeați piciorul? De duzină.
fotbalist de duzină. Aveam niște calități formidabile, făceam 11-3, 11-4 pe 100 de metri, fugeam formidabil, dar nu știam cu dânsa, vorba moldovenilor. Și eu acum îi spun nepotului meu, care e fotbalist, dar Rapid, la echipa a doua, are aproape 17 ani. Băi, dacă aveai calitățile mele și, sau eu aveam calitățile, nu, tu aveai calitățile mele și eu tehnica ta, jucam sigur 10 ani în echipa națională. Bun, am notat, mergem mai departe. Accidentele vieții mele au avut părți bune. Sunt cuvintele dumneavoastră și se referă la momentul în care ați fost nevoit să renunțați la cariera de fotbalist, dar ați putut să ajungeți, la numai 25 de ani, vicepreședintele clubului de fotbal Chimia Râmnicu-Vâlcea, cu care ați câștigat Cupa României în 1973. Apoi, până în 1989, ați fost președintele a numai puțin de 5 echipe de fotbal. Cu una dintre ele, este vorba de Viitorul Scornicești, ați înregistrat un record neegalat nici până astăzi, 18-0, un meci de promovare, pentru că, după finalul meciului, dumneavoastră ați avut ideea să readuceți jucătorii pe teren. Vă citez. După ce s-a încheiat partida, mi-am dat ceasul înapoi și am scos pe oaspeți din vestiare. Pentru că nu știam cu cât a învins contracandidata noastră la promovare, am vrut să fiu sigur că nu ne depășește la golaveraj. Urmează întrebarea. Până unde merge mitică Dragomir când vrea să obțină ceva? Sunt niște inexactități aici în care le-ai spus, domnișoara. Una, când s-a câștigat cu 18-0, eu nu eram încă angajatul Scorniceștiului, dar ideea a venit de la mine cu ce s-a întâmplat acolo. Al doilea, nu adică s-a... Adică ce ați făcut? Adică se desfințase o echipă, Oltu Slatina, și atunci am luat carnetele de la Oltu Slatina, le-am adus la Scornicești, cei de la Scornicești au luat niște copii după la vaci mulgători sau nu știu mai ce, au făcut o echipă și numai noi puteam să facem contestație, dar pentru asta trebuia să ai minte, e mult de dezvoltat această treabă. Și întrucât nu erau telefoane din asta, nu știam ce se întâmplă la Moreni. Și atunci am pus mașină din 30 în 30 de kilometri și unul din milițieni a zis, e 2-0. Iar Natache Macri, era un mare antrenor, când au 2-0 nu vorbește nimeni, 2-0, dar milițianul a zis 2-0. Noi am înțeles Natache 9-0 și atunci s-au dat la goluri până la 18 ca să promoveze. Cealaltă problemă, asta cu scoaterea jucătorilor, s-a întâmplat când m-au dat afară de la Chimia Râmnicu-Vâlcea și m-am dus la chimistul Râmnicu-Vâlcea antrenor, că eu sunt de meserie antrenor. Și m-am dus la asta și nu câștigasem. Și s-a întâmplat, nu e timp ca aș povesti, dar asta e de povestit, este o poveste frumoasă, să știți. Spuneți. Tot așa cu multă minte. Vă dau timp. Îmi dați timp. Deci, nu pierdusem vreo 8 meciuri. Și mă dăduseră afară de la prima echipă, ajunsese în divizia C și eu i-am adus după locul 11 pe locul 2. Pe locul 2. Și atunci mi-a venit ideea, m-am dus la arbitri și le-am zis ceva, așa, și dom'le, a terminat cu 5 minute mai devreme. Oia, da, și un observator federal care nu mai e, dar era angajatul federației la legitimări, Anica Marinescu, i-a zis, da, cu 5 minute mai devreme. Și am băgat echipa înapoi, am bătut și am trecut pe primul loc și mai mari necazuri am avut după aceea. V-am întrebat inițial până unde merge mitică Dragomir când vrea să obțină ceva. Domnule, când ești tânăr, n-ai multă minte și riști. Dar acum, de exemplu, dacă ar fi, n-aș mai risca. Și nici pe copiii mei nu i-aș lăsa să riște și nici pe nepoți. Bine, am notat și am și înțeles. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Ați vorbit despre implicarea autorităților comuniste în fotbal. Ați spus așa, în vremea comunismului, când exista un partid unic, toate cluburile de fotbal erau de stat și se aflau sub controlul politic al secretarilor de partid locali.
Ați spus că prin intermediul acelor secretari locali, meciurile erau aranjate direct cu antrenorul sau cu jucătorii, fără ca dumneavoastră, președintele clubului, să știți. Mai mult, despre perioada când erați președintele clubului Victoria București, care aparținea miliției, ați declarat, vă citez, când jucam cu Dinamo, trebuia să nu batem. Erau echipe departamentale și totul se făcea la nivelul șefilor, nu la nivelul meu. Urmează întrebarea roșie. Câte blaturi ați făcut la ordin? N-am făcut niciun blat eu. În decursul vieții, dacă cineva spune că, uitați, Dragomir a făcut blatul acesta și ăsta, eu fac ce vreți dumneavoastră. În schimb, înainte de meci, eram comandantul clubului Victoria, mă chema, de exemplu, ori Marin Bărbulescu, ori Postelnicu, ori Nuță și îmi spunea, sau m-a chemat de nenumărate ori Postelnicu și mi-a spus, de Steaua și de Dinamo nu vă atingeți. Nu câștigați și nu vă atingeți să nu cumva să accidentați vreun jucător. Asta s-a întâmplat. Am mai pățit în două locuri, da, să mai dau numai că au murit, Dumnezeu să îi odihnească, și am o impresie nemaipomenită de acei prim secretari, în care am primit ordin să nu batem, de exemplu, la Cluj, cu Universitatea Cluj, când era Dinu, era antrenor. Bineînțeles că eu nu vroiam, că eu vroiam să câștig și așa mai departe, dar s-a întâmplat pentru că era la nivelul cel mai mare al primului secretar de la Cluj și al încă un domn care nu vreau neapărat să-i dau nume acum pentru că este în vârstă și fiul lui a avut o funcție extraordinar de mare și mă și tem de chestia asta, dacă aș mai spune. Dar știe toată lumea ce s-a întâmplat. Acum am făcut meci egal ca să scape Clujul de retrogradare, că noi oricum eram în Cupa UEFA. Bine. Mergem mai departe. Patima jocurilor de noroc v-a adus prima condamnare la închisoare. Pe 24 noiembrie 1976, la vârsta de 30 de ani, ați primit o pedeapsă de 3 luni de închisoare pentru practicarea ilegală a jocurilor de noroc, poker și barbut. Vă citez. M-au luat de pe stradă. Ei nu m-au prins pe mine jucând. Înainte de 89 te arestau dacă te găseau cu altcineva la joc. Le trebuia un flagrant. Pe mine m-au luat că au dat unii declarație că aș fi jucat cu ei. În ciuda acestei condamnări, 10 ani mai târziu, ați devenit președintele clubului de fotbal al miliției Victoria București. Presa a scris că era imposibil în perioada comunismului pentru un civil care avea cazierul pătat să ajungă să obțină o asemenea funcție în sistem. Urmează întrebarea. Cum ați ajuns din condamnat președintele clubului de fotbal al miliției? Domnișoară, eu n-am fost condamnat niciodată. Ca dovadă că de asta am fost și deputat două legislaturi. Încă o dată. Eu nu am fost condamnat. Acea nu era condamnare. Era la articolul 153. Era ca o amendă penală. Uh-huh. Eu am avut nenumărate procese. Din 32 de ani de democrație, 24 le-am trăit prin tribunale. Numai abuzuri. Toți au vrut să mă bage la pușcărie pentru că am fost o gură bogată și nu m-am lăsat doborât de nimic. Dar dacă făceam pușcărie vreodată, nu puteam să ajung deputat, vicepreședinte de comisie parlamentară. Mă executau oamenii aceștia, dar, în schimb, am fost arestat. Am fost, după Revoluție, am stat 7 luni de zile arestat și asta din vina mea. Pentru că n-am dat actele la timp, adică n-am vrut, pentru că mă omorau. Banii îi luaseră ei și vreau să mă condamne pe mine. Ca dovadă că am fost judecat și achitat de toate instanțele militare. Și în toate procesele de până acum am fost achitat, pentru că am fost nevinovat. Nu că eu n-am avut nicio pilă în decursul vieții mele. Am fost un copil de la țară care n-am avut decât minte. Restul n-am avut nimic. Bine. Continuăm. Cu o întrebare roșie. După Revoluție, ați fost acuzat că ați fi colaborat cu securitatea.
ați negat, susținând, vă citez, sunt curat ca lacrima și drept ca lumânarea. În 2005, CNSAS v-a confirmat spusele printr-un document în care se arată că nu ați fost niciodată colaborator sau agent al securității. În schimb, ați povestit că ați fost milițian cu grad de capitan. Mircea Angelescu, cel alături de care ați condus la început LPF, v-a acuzat, îl citez, Dumitru Dragomire era și este principalul coordonator privind persoanele din fotbal ale fostei securități. Dumneavoastră, întrebat dacă sunt foști informatori ai fostei securități în fotbalul românesc, ați spus așa, vă citez, normal că sunt, nu unul, ci mai mulți. Urmează întrebarea roșie. Ați fost coordonatorul securiștilor din fotbalul românesc? Nu, este o tâmpenie. Am fost comandantul clubului sportiv Victoria. M-am făcut din civil direct capitan, direct comandant, pentru că aveam niște rezultate, cele mai multe rezultate din fotbalul românesc la acea oră și eram tânăr, deștept și frumos. Domnișoare, n-am avut nicio pilă. Am fost obligat, eu eram președinte la Brașov, luasem campionatul național cu juniorii, am făcut primul centru de copii juniori din această țară, aveam niște rezultate, promovasem cu Brașov în prima ligă, eram în paginile ziarilor ca și acum. Deci n-am fost decât comandant al clubului Victoria. Sau mai, ca să înțeleagă lumea, cum ar fi un președinte al clubului Dinamo de acum. Cu grad de capitan, având în subordine colonei plini, locotenenți colonei și așa mai departe. Bine, eu am fost comandant din naștere, așa că nu e o problemă. N-a fost o problemă pentru mine. Sunt mulți colaboratori ai securității în fotbalul românesc? Sunt și din presă, sunt și din fotbal. Este normal să fie așa. Sunt ofițeri, subofițeri acoperiți. Este normal. Țara trebuie să știe toată lumea ce se întâmplă în această țară. Nu-i cunosc. Pe o parte din ei bănuiesc. Bine, domnule Dragomir, mergem mai departe. Când erați președintele clubului, ați spus asta mai devreme, FCM Brașov, muncitorii de la uzina Steagul Roșu, de care aparținea echipa, s-au revoltat împotriva dumneavoastră. I-au trimis o petiție lui Nicolae Ceaușescu, în care vă acuzau că îi obligați să achite cotizații și să plătească abonamente la meciurile echipei doar ca să strângeți bani negri pentru blaturi, cumpărarea arbitrilor și a ziariștilor. Deși plângerea muncitorilor a ajuns la dictatorul Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră nu ați pățit nimic. Mai mult, ați fost chemat la o sindrofie la reședința lui Nicolae Ceaușescu din Scornicești. Vă citesc. Acolo, Ceaușescu mi-a dat să beau vin și m-a pus să-i spun în banc. Tremurau toți că le era frică și îmi făceau semne să tac. Dar la tupeul meu i-am spus. Vreau să știu... Ce banc i-a spus atunci dictatorului? Urmează întrebarea. Avea Nicolae Ceaușescu simțul umorului? Da, extraordinar. Era un om absolut deosebit, cald, iubitor de oameni. Mi-a spus atunci la masa aia să nu faceți prostii, că vă desfințez. Da, i-am spus un banc. Ce? Care? Aveți timp? Da. I-am spus în felul următor. Știi vreun banc cu Ceaușescu? Știu, doar și secretarul general. Ia spune. Uitați, pe o navă s-au întâlnit Hrușov, Ceaușescu și cu... Hrușov, Ceaușescu și Kennedy. Și au spus, care nație e cea mai curajoasă din lume? Și au zis, la noastră, românul. Americanul nu, la noastră, rușul la fel. Și a spus, John... Ia aruncă-te în ocean, cu cuțitul ăsta scoate 2-3 rechini. Ăsta s-a aruncat, a scos 2 rechini cu o mână, fără o mână și fără un picior. Rusul se alu, Alioșa, ia un cuțitaj mai mic așa, s-a scos 3 rechini și ăsta. S-a aruncat Alioșa, când a ieșit fără picioare, dar cu 4-5 rechini. Nicolae Ceaușescu, Ioane, ne facem dreacul de râs.
aruncă-te și tu, ia ce vrei, baionete, cuțite, puști, ce vrei, aruncă-te în apă, scoate măcar un pește să nu ne facem de râs. Ia apa rece, bre, nu intru. Oh, ce curaj, oh, ce curaj. Și atunci am simțit că, na, că am greșit. Pentru că doamna Ceaușescu mi-a zis, n-am să uit niciodată, mă, fii al moartii să fii de nebun. Da. V-a fost frică? Mi-a fost frică, da. Printre puținele dăți în care mie mi-a fost frică. Când am ajuns, i-am spus, nevestii, gata, ne curăță. Și nu mi-a făcut nimic. Bine, mergem mai departe. Vă citez. Țara asta, în afară de Ceaușescu, nu a avut conducător de elită. A făcut și greșeli. A fost un patriot și nu a căutat să se pricopsească el și familia lui, ci țara. Azi e invers. Ați recunoscut deschis că nu ați fi ajuns cine sunteți astăzi dacă nu exista regimul comunist care să vă dea atâtea șanse, de la învățământul gratuit până la funcții înalte în diverse cluburi de fotbal și ocazia de a face avere din acele poziții. Vă citesc din nou. De la coada vacii, eu, Mitică Dragomir, am ajuns în vârful piramidei. Ce șanse am eu astăzi, Mitică din Bălcești, în capitalism, dacă aș pleca la 14 ani de acasă? Ce șanse am? Să fur sau să mă duc la pușcărie? Urmează întrebarea. Sunteți nostalgic după comunism? De multe ori da. Că eram mai tânăr. Eu am trăit bine și în regimul comunist, și în regimul capitalist. Dacă am muncit și mi-am făcut bine meseria, pentru că, să știți, eu am fost un om serios, unde am avut servici de dimineață până seara. N-a existat o fisură în activitatea mea. De asta am și promovat, de asta m-au și promovat. Că v-am spus, n-am avut nicio relație, niciun neam, nimic, nimic, nimic. Decât mintea mea. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. De mintea aceasta, brici, vreau să vorbim în continuare. Pe 7 ianuarie 1990, la 2 săptămâni de la Revoluție, locuința noastră din Brașov a fost percheziționată. Presa a scris că ceea ce au găsit polițiști din casa dumneavoastră punea în umbră chiar și luxul de care fuseseră acuzați soții Ceaușescu. În procesul verbal de la acea percheziție se arată că dețineați cafea, băuturi, haine de piele, cristaluri, o mulțime de bijuterii, 2 mașini Dacia, telefoane, calculatoare, case, dofane, un frigider, 4 congelatoare și 10.000 de lei, bani în numerar. Despre proveniența acestor bunuri ați spus așa: ca președinte de club, după turneele de afară, veneam cu cârca plină. La vamă, lăsam 2-3 cartușe de țigări și treceam cu 2 autobuze de marfă. Făceam și 100.000 de lei la o deplasare. Urmează întrebarea roșie. Cât ați câștigat din bișniță în comunism? Domnișoară, eu am fost capitalist pe timpul comuniștilor și sunt comunist pe timpul capitaliștilor. De asta am trăit foarte bine. Am deranjat și atunci, am deranjat și aici. Am câștigat enorm și atunci, câștig mai puțin și aici. Pentru că atunci aveam tinerețea de partea mea, curajul, acum n-aș mai risca. Când spuneți că ați câștigat enorm, eu cam cât să-mi imaginez? Pe timpul comuniștilor, așa ca să trăiești bine, să nu mai ai lipsă de nimic. Și nu făceam altceva decât, dacă aveam posibilitatea să aduc 2, 3, 5 pleiere, le aduceam, pentru că aveam această posibilitate. Noi în fotbal, cât am fost la Brașov, de exemplu, trebuia să ai curaj. Cât am fost la Scornicești, nu trebuie să ai curaj. Cât am fost la Victoria, nu trebuia să am curaj, trebuia să am tupeu. Și eu l-am avut. Am fost operat de mic de tupeu, ca să știți, de asta l-am și acum. Dar n-aș mai, dacă m-aș întoarce cu mintea care o am, acum n-aș mai risca atât. Atunci riscam nebun, așa. Și mi-au luat la Revoluție tot, și mi-au furat tot din arestul IEP-ului de la București. Tot ce strânsesem în decurs, domnișoare, cei de haram, de haram se duce, ca să ții minte ce spun eu acum, om bătrân. Numai, am strâns numai ce am muncit cinstit și corect. Restul ce am făcut în afara cinstei și a corectitudinii, totul s-a dus pe apa sâmbetei. Bine, am lămurit, mergem mai departe.
În 1990, noua conducere a Ministerului de Interne v-a acuzat de abuz în serviciu contra intereselor obștești. Vă citez. A venit miliția după mine și m-a arestat. M-au adus de la Brașov, m-au băgat într-o celulă fără geamuri, era gheață de două palme în interior. Ca să nu înghețați, v-ați învelit cu saltelele din celulă pe post de plapumă. Cele 7 luni petrecute în arest, ați povestit că v-au adus în pragul disperării, vă citesc din nou. M-am gândit la sinucidere. Mă gândisem și cum să o fac, însă nu am putut pentru că aveam o familie. Urmează întrebarea. V-ați mai gândit vreodată la sinucidere? Nu, numai că după moartea fiului meu am avut și această nebunie în cap. Dar mi-a trecut, pentru că aveam o familie despre care nu pot să vorbesc decât numai la superlativ. Copiii mei au fost copii aleși, copii cu minți, întrebați pe toată lumea. Soția mea a fost o sfântă. Eu am fost mai puțin sfânt, dar asta, așa trebuie să fie bărbatul. Bărbatul trebuie să aducă, iar nevasta să aibă grijă de educația copiilor, de bărbat, de casă. Așa am crescut eu. Am avut o educație țărănească, de care sunt mândru acum. Cu toate că am supărat-o de multe ori pe nevasta mea. Pentru că e greu. Eu sunt un tip care nu sunt mulțumit nici de mine. Da, păi, de cine am fost mulțumit în decursul vieții mele? Numai de nevastă, dar restul de nimic. Bine, o să vorbim și despre nevastă. Mergem mai departe. Ați spus că în zilele Revoluției a stat într-un apartament de filaj al fostei securități împreună cu prietenul dumneavoastră de la vremea aceea, Mircea Sandu. În ceea ce privește părerea dumneavoastră despre evenimentele din acele zile, ați spus așa. Ce revoluție? A fost Marea Adunare Națională care a pus noul președinte să fim serioși. Ce dacă l-au împușcat pe Ceaușescu, gata, aia a fost revoluție? Vedeți-vă de treabă. Totul era știut dinainte. Revoluție se numește pentru fraieri. A fost praf în ochi și ei au făcut ce au vrut. Vă reamintesc că la Revoluție au murit 1166 de oameni și chiar dacă au trecut 32 de ani de atunci, încă se caută vinovații, pentru că, nu, recent, în Alta Curte de Casație și Justiție, a retrimis dosarul la parchetul militar. Urmează întrebarea. Ce dovezi aveți că Revoluția a fost praf în ochi? Păi uitați-vă ce s-a legi de țară. Industrie mai avem? Nu. Agricultura pusă la pământ când aveam irigațiile aproape cele mai dezvoltate din Europa. Când aveam industria chimică în primele trei ale Europei. Când aveam industrie. Când aveam tot. Și acum s-a distrus, s-a ales praful. Nu se poate. Eu zic că intrarea în comunitatea europeană a fost de bun augur, numai că, în afară de Adrian Năstase, care a înțeles foarte bine ce înseamnă comunitatea europeană, convingerea mea că marea majoritate a politicienilor au alunecat. Și de ce spuneți că revoluția n-a fost revoluție? Până mor spun că n-a fost revoluție și a fost lovitură de stat. Asta este părerea mea. N-ai tu timp aici ca să dezvolt eu această... Nu, acest nu, nu, n-ai. Citește cărțile colonelului Rațiu, al consilierului securității statului și atunci ai să-ți dați seama ce s-a întâmplat. Noi eram... Eu spun că răposatul Ceaușescu, Dumnezeu să-l odihnească, dacă nu lichida datoriile țării, nu-l omorau. În momentul când a vrut să facă o bancă cu arabii și a lichidat toată datoria României, trebuia să-l curețe, că altfel eram cei mai dezvoltat din toată Europa. Bine. Mergem mai departe. În anii 90... Erați prieten cu Ioan și Victor Becali și cu Marian Constantin Nițu, fiul generalului Nicolae Nițu, primul șef al poliției capitalei de după Revoluție.
Ați povestit că obișnuiați să vă distrați împreună cu ei în cazinourile de pe Calea Victoriei, iar când intrați în conflict cu alte persoane, chemați imediat poliția pentru intimidare. Într-o seară, după ce ați făcut o manevră agresivă cu mașina în parcarea cazinoului, era să loviți un alt automobil, vă citez. Din mașină s-au dat jos vreo 3 găligani și ne-au luat la înjurături, venind către noi ca să ne caftească. Eu aveam un pistol cu gaze. L-am îndreptat spre ei și am zis: ia stați să vă dau eu câte o gaură, mă, vitejilor. Urmează întrebarea. Aveți pistol? Nu, no, era de jucărie. Dar așa s-a întâmplat. Eu eram la Casino Victoria, veneam de la un meci la Steaua. Eram tineri, vă dați seama, la 50 de ani, Dumnezeu. Iar Giovanni Becali era un băiat venit de afară și cu bani și cu minte multă. Eu am o impresie foarte bună despre frații Becali, chiar dacă unii dintre ei, dintre mulți spectatori de la fotbal, vreau să zic, nu au așa ceva. Eu am o impresie foarte bună despre ei, pentru că au știut să facă din această meserie ceva extraordinar, de bani mulți. Bine. Deci nimic. Aveți atunci întâmplător un pistol de jucărie la dumneavoastră. Ne dam rotunzi. Vă dați seama, la 50 de ani ce n-aș vrea acum să mai vin la 50 de ani. Multe prostioare am făcut. Vedeți-vă de treabă, că n-am fost... V-am spus că eu n-am fost un sfânt. Aha. Bine, vorbim. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. În primii ani de după Revoluție, v-ați încercat norocul și ca patron de presă. Ați înființat revista Săptămâna, Cotidianul Sportul Românesc, Ziarele Universul și Atac la Persoană. Săptămânalul Atac la Persoană se auto-intitula o publicație de scandal, iar cititorii se declarau de multe ori siderați de dezvăluirile din viața personală atât a vedetelor cât și a politicienilor. În plus, această publicație a fost una dintre cele mai controversate din România din cauza articolelor cu caracter antisemit și rasist. Urmează întrebarea roșie. De câte ori ați folosit atacul la persoană? Nu l-am folosit eu niciodată. Pe această cale transmit condoleanțe redactorului șef care a murit ieri, Dragoș Dumitriu, un extraordinar ziarist. Domnișoară, eu m-am gândit așa, ca fiind un tip isteț, cu ce pot eu să am putere acum în capitalism? Aveam putere pe timpul comunist, dar cu ce? Și atunci am cumpărat revista Săptămâna de la Mircea Micu, Dan Claudiu Tănăsescu, de la Neajan Barbu, cu care eu am fost foarte bun prieten. Cu marea majoritate a poeților și scriitorilor în această țară am fost prieten și pictorilor. După ce am cumpărat Săptămâna, mi-am dat seama că am dat o putere formidabilă presa. Și am ajuns să vând 800.000 de ziare pe zi. Sunt singurul din această țară care am vândut ziarele când mergeau. De asta am și făcut un pic de avere după aceea. Eu am fost singurul din această țară care am vândut ziarele când mergeau. Pentru că am avut minte când am văzut că apare online-ul, mi-am dat seama, hopa, pot să fie mii de ziare. Și atunci am vândut. Am vândut toate ziarele. Ce fel de putere vă dădea presa? Presa? Presa este, după servicii, cea mai tare dintr-o țară, ca să fie foarte clară. Nu partidele sunt puternice. Serviciile și presa. Presa îți dă o putere nelimitată. Bine. Sunteți un împătimit al jocurilor de noroc și unul dintre cei mai mari jucători de table pe bani din România. Presa a scris că nume grele din fotbalul românesc, precum Victor Pițurcă, Gigi Becali sau frații Becali, v-au fost adversari la jocurile de noroc. Vă citez. Am câștigat 10.000 de euro la ruletă, dar dacă stau să mă gândesc câți bani am pierdut la table în fața verilor Becali, mă ia cu rău. Dacă află soția mea, m-am nenorocit. Presa a scris însă că mizele erau uneori mult mai importante decât banii.
De exemplu, la partidele de poker organizate la Bacău, alături de Dumitru Sechelariu, fostul patron al FCM Bacău, Gigi Becali, Gheorghe Ștefan Pinalti, Adrian Porumboiu, foloseați ca miză contractele fotbaliștilor. Vreau să știu cât ați pierdut la jocurile de noroc. Urmează întrebarea. Ați jucat poker pe fotbaliști? Nu, este o minciună, o tâmpenie. Cum să... Jucam jocuri și cine vorbea despre sport, despre fotbal, mă ridicam și plecam. Ani de zile. Sunt martori care... Astea sunt povești, că au pierdut jucători la jocuri de noroc și astea sunt povești. Nu se practică așa? Nu. No. Se juca și nu la sume mari. Și, nu... și eu n-am fost așa un jucător care am pierdut. Dacă pierdeam, nu mai eram ce sunt acum. Ce Dumnezeu. Eu n-am zis că ați pierdut neapărat. Știți cum e cu jocurile de noroc? E ca și cu băutura. Știi? Dacă nu te ții de ele, se alege praful așa. Deci nu jucați bine table. Cine îmi spune că știe să joace table, îmi spun că e un idiot. Dacă ai noroc, dacă tu nu știi table și eu știu foarte bine, tu dai 3-3 și eu dau 5-1, păi nu câștigi tu? Așa este. Ce Dumnezeu ăsta? Bineînțeles că am fost jucător de jocuri de noroc, nu împătimit cum spui tu aici, dar mi-au plăcut jocurile de noroc. Pentru că n-am avut alt viciu. N-am băut, n-am fumat, n-am mers după pipițe, n-am avut astea. Am mai jucat și eu câte un joc de noroc. E normal, dar nu așa ca să fiu ahtiat după jocuri de noroc. Ce Dumnezeu, băi, aveam o minte sclipitoare. Mergeam o dată la o lună și atunci mă pregăteam să nu cumva să pierd mult, să joc la... strategii mari la treaba asta. Cred. Da, și acum m-am lăsat de tot. Bine, continuăm. Dumitru Dragomir i-a luat pământul lui Gigi Becali la table. Este un titlu de presă care a dat naștere multor comentarii în acea partidă de table. Gigi Becali ar fi pierdut mulți bani și v-ar fi rugat să îl împrumutați. Vă citez. I-am spus atunci că îi dau bani doar dacă îmi vinde niște pământ în Pipera unde să-mi construiesc vile. Ne-am tocmit la preț, a făcut o schiță cu drum în față, a semnat-o și mi-a spus că a doua zi îmi face actele. Cu mare greutate ați obținut terenul, însă fără drumul de acces. L-ați obținut și pe acesta, mult mai târziu, la un alt joc de table, tot cu Gigi Becali. Vreau să știu care a fost cea mai neobișnuită miză pe care ați pus-o pe masă la acest joc. Urmează întrebarea. Cât din averea dumneavoastră este câștigată la jocurile de noroc? Niciun cent. Nu fabulați. Că nu este nici asta adevărat cu Gigi Becali, ca să fie foarte nu clar. Nu fabule, să știți, nu, fiți ce îmi vreți să lămurim. Bine, ce, dacă vă luați neapărat după presă, eu știu că am făcut presă și am fost patron de presă. Eu știu cum se face presa. O parte din asta este adevărată. O parte. Că mi-a vândut terenul, dar nu mi-a dat drumul. Și după aceea a trebuit să mă rog de el 2 ani ca să-mi dea și drumul din partea, din fața... Drumul de acces. Da. Asta e, o parte din ce este aici este adevărat, numai că ziariștii trebuiau să vină să stea de vorbă cu mine, că eu n-am nimic de ascuns. Și eu să spun exact cum au fost lucrurile. Dar nu este adevărat că la jocuri de noroc, domnișoare, la jocuri de noroc se câștigau, să zicem așa, 50.000 de lei, dacă câștigau. Și vorbim toată lumea de sume nemaipomenite și astea. Nu e nimic adevărat în da, chestia asta. Da, pământul acesta așa l-ați obținut? Nu, le-am cumpărat. Păi cum să... Doamne, ferește-mă. Păi am cumpărat acum 2 luni de la Gigi Becali, iar 5.000 de metri de teren. Peste 2 luni o să scrie presa că a jucat table cu mine și a pierdut sau a câștigat. Dar banii sunt din cont. În cont se vede acest lucru. Nu e nimic adevărat. Numai că și eu și Gigi Becali am fost personalități în sportul acesta. Și atunci presa trăiește prin numele nostru. Bine, mergem mai departe. Relația noastră cu Gigi Becali a fost presărată cu certuri, scandaluri,
și împăcări spectaculoase. Cele mai răsunătoare conflicte au plecat de la banii pentru drepturile de televizare pentru meciurile de fotbal. De exemplu, în 2004, v-a certat cu Becali pentru că acesta voia să negocieze singur cu televiziunile pentru clubul său. Un an mai târziu, într-o emisiune la OTV, v-ați adus acuzații și insulte, iar din acel scandal a rămas în istorie următoarea replică a lui Gigi Becali. Citez. M-am certat cu Mitică Dragomir. Da, fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanță, dar nu ne-am insultat. În 2011, patronul Stelei v-a acuzat că ați fi luat mită din vânzarea drepturilor TV pentru Liga 1, iar dumneavoastră ați replicat că v-ar fi cerut șpagă 200.000 de euro. Urmează întrebarea. Sunteți rău de gură? Sunt foarte rău de gură. Ce ți-aș zice eu ție acum că ai venit cu atâta inexactități? Astea sunt niște tâmpenii. Nu e nimic adevărat. Faptul că m-am certat cu el este adevărat. Dar nu pe drepturi de televiziune, nu pe asta. Pe Gigi Becali îl doream pălărie de drepturile de televiziune la banii care i-a avut ăsta. Și Dumnezeu! Dar pe ce v-aș certat? Păi ne-am certat și într-o adunare generală, în care l-am dat afară din adunarea generală. Ne-am jurat de la geam de nespurcat. Ce să vezi, la Gigi Becali, cine îl stăpânește pe Gigi Becali? Așa a fost toată viața, așa este și acum. El vrea să fie lider în ceea ce face, eu vreau să fiu lider în ceea ce fac. Și de aici, uite, domnișoară, eu nu sunt consecvent. Nu mai Bou e consecvent. Eu mă cer cu tine acum. Peste 10 minute mă împac, pentru că suntem oameni, toată lumea greșim. Cum să nu te... Păi te cerți și acasă, cu nevasta, cu copiii, cu asta, pe ce rămâi supărat? Peste o oră o idee că și-o pupi sau pe copil, la fel. Ce e asta? Să rămâi supărat. Așa și cu Gigi Becali. Păi m-am certat cu Giovanni, m-am certat cu toți. Nu e unul cu care să nu mă fi certat în decursul vieții mele. Dar cu toți sunt amic. Nu există dușmănie între noi. Una e una și alta e alta, ca teorie de ciuce. Bine, am înțeles. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie mergem. Vă citez. Gigi Becali este un hoț de profesie. Steaua a furat-o. Fac autodenunț. L-am ajutat să fure Steaua. Ați făcut această declarație șocantă în 2005, într-o emisiune de televiziune, în direct, chiar de față cu Gigi Becali. An mai târziu, v-ați răzgândit și a spus că ați exagerat atunci, refuzând să mai comentați subiectul. Totuși, domnule Dragomir, instanța a decis să anuleze marca Steaua înregistrată de Gigi Becali și a interzis să mai folosească numele, așa că Becali deține acum clubul sportiv FCSB. Urmează întrebarea roșie. Cum l-ați ajutat pe Becali să fure Steaua? No, am exagerat, ca de fiecare dată, ce Dumnezeu. No. Steaua adevărată e a lui Gigi Becali, și eu știu tot, că știu de acte, știu tot. Instanța, părerea mea este că a greșit, dar Steaua adevărată, pe ce, Lăcătuși, Pițuri, că acestea nu au fost antenori la Steaua? Au fost antenori la... No. Este o mare nedreptate care îi se face lui Gigi Becali, cu toate că face niște greșeli impardonabile, multe dintre ele, inclusiv asta ultima cu Edi Iordănescu, dar adevărata Steaua este cea a lui Gigi Becali. Că m-am certat cu Gigi Becali și i-am zis multe, eu la supărare mai exagerez, să știți. Bine. În 2011, împreună cu Mircea Sandu, ați luat decizia să dezafiliați clubul omului de afaceri Adrian Inditelu, Universitatea Craiova. După excluderea echipei din fotbalul românesc, contractele dintre clubul craiovean și jucătorii săi de fotbal au fost desființate, iar fotbaliștii au plecat la alte echipe, fără ca Universitatea Craiova să mai primească vreun ban. Adrian Inditelu a rămas astfel fără club, fără jucător și fără bani. În 2013, procurorii v-au trimis în judecată pentru abuz în serviciu și trafic de influență pentru decizia de a dezafilia Universitatea Craiova. În 2016, Tribunalul București v-a condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, dar în 2017 ați fost achitat la Curtea de Apel, fiind salvat de decizia CCR privind dezincriminarea abuzului în serviciu. Chiar dacă din punct de vedere juridic ați scăpat de condamnare,
fanii echipei Craiova vă condamnă în continuare și nu v-au iertat nici până astăzi. Urmează întrebarea. Este dezafilierea Universității Craiova cea mai mare greșeală a dumneavoastră? Nu, domnișoare, s-a făcut absolut corect și în litera legii. Păi, judecata aceea a fost judecătoarea, doamna Gondoș, a venit plângând în instanță, reține ce vă spun acum, plângând în instanță, a fost chemată la DNA ca, pentru procesul meu, i-a dat linia să fiu condamnat. Și dânsa mi-a dat 3 ani cu suspendare și 296 de milioane de euro prejudiciu. Fiți atent, ca să-și bată joc de procuror. După aceea și-a dat demisia, judecătoarea, fiți atent aici. Iar eu la instanța următoare s-a dovedit că n-am nicio vină. Cum să dai 296 de milioane prejudiciu și 3 ani? Trebuia să dea la 296 de milioane de euro 3.500 de ani de pușcărie. Dar s-a văzut că este un abuz. El pusese un junior 10 milioane, alt junior 8 milioane, alt junior 15 milioane. Așa a adunat în jur de 300 de milioane. Iar procurorul, care vrea neapărat să mă dea afară pe mine de la ligă, pentru că era o conjurație de oameni politici care atunci m-au și dat afară, mi-a făcut dosar penal și mie și lui Mircea Sandu. Am fost judecat de toate instanțele posibile și imposibile. În prima instanță am fost condamnați, în instanța finală am fost achitați. Deci sunt curat ca lacrima și drept ca lumânarea. N-am greșit cu nimic, vina totală îi aparține lui Mititelu și unui jurist care l-a avut acolo, el a angajat. Noi n-am avut absolut nicio vină. Ei trebuie să-și însușească această vină. Eu nu pot să vorbesc mai multe pentru că el este unde este și îmi pare rău că a ajuns acolo. Nu mai dau 30 secunde. Îmi pare rău că a ajuns acolo și dar n-am contribuit cu nimic ca el să ajungă acolo, n-am greșit cu nimic, nici eu, nici Mircea Sandu, nici comitetul executiv. Iar instanța de la Curtea de Apel a judecat absolut corect și n-am primit nicio condamnare. Mergem nici, mai departe. Nici pe civil, că am câștigat și pe civil după aceea. Mergem mai departe. În cartea noastră autobiografică, Meciurile vieții mele, ați făcut o dezvăluire uluitoare. Ați susținut că în 2013 ați refuzat o șpagă de 20 de milioane de euro de la omul de afaceri Arpad Pașcani, care își dorea astfel să obțină, fără licitație, drepturile de televizare pentru meciurile din ligă pe o perioadă de 5 ani. Ați fi refuzat oferta spunându-i așa: băi, Arpi, ești nebun? Îmi spui de niște sume că mă apucă pandaliile. Arpad Pașcani a negat însă acuzațiile dumneavoastră, îl citez: toată treaba asta este în mintea lui. E o minciună cap-coadă. Vreau să lămurim acest subiect. Urmează întrebarea. De câte ori vi s-a oferit șpagă? Asta nu era o șpagă. Era... Dacă nu făceam ei vroiau să nu fac licitație pentru drepturile de televiziune, pentru că aveau nevoie de bani pentru campania electorală a lui Ponta. E mult de discutat aici, nu pot în două minute să spun. Am fost în casă la Mureșan, chemat de două ori de Pașcani, plus odată m-am întâlnit aici la un hotel în București cu Pașcani. Ei vroiau să nu fac licitații și i-am spus: bă, fratele meu, la 70 de ani nu mă pot duce la pușcărie, eu fac licitații, indiferent ce se întâmplă, dacă nu, dați-mă afară. Mi-a spus: în două săptămâni ești dat afară dacă nu. Și în două săptămâni m-a dat afară, Ponta. A chemat președinții de cluburi la un hotel lângă biserica Cașin și le-a promis, da, știți, e de notorietate acest lucru. La a doua zi la vot și cei mai buni prieteni ai mei au votat împotriva mea. Și m-au scos când eram pe locul 7 în Europa și pe locul 9 în lume cu fotbalul. Când aveam două echipe în Champions League, în primăvară europeană. Asta este. Am fost dat afară, politic, a recunoscut Ponta la televizor după aceea. Întrebarea mea a fost: de câte ori vi s-a oferit șpagă? Mă, asta
era o oportunitate, nu neapărat spagă. Era o oportunitate de a câștiga niște bani. A fost singura dată când mi s-a propus așa ceva? Da, dar nu. Părerea mea este că și Pașcani era forțat atunci. Pașcani nu cred că a avut mare vină în treaba asta. Mare vină era cei care aveau nevoie de bani pentru campanie. Și acum vreau să pun o întrebare. De ce nu se interesează procuratura de banii, de diferența de bani din offshore-ul care a cumpărat... Nu mai dau puțin timp. Deci, offshore-ul care a luat fără licitație drepturile de televiziune și banii plătiți de televiziune offshore-ului. Păi ce nevoie era de offshore-ul acela să ia o grămadă de bani? De ce n-au luat cluburile banii aceia? Și pentru asta, numai în procese stau de 10 ani. Bine. Mergem mai departe. În 2013 ați pierdut președinția Ligii Profesioniste de Fotbal în fața lui Gino Iorgulescu. L-ați învinovățit atunci, mi-ați și spus, pe fostul premier Victor Ponta, că le-ar fi promis președinților de cluburi amnistie fiscală ca să nu vă realeagă președinte. Mai mult, l-ați acuzat pe fostul premier, vă citez, mai băgat Victor la pușcărie nevinovat. Victor Ponta a negat orice implicare în dosarele pe care le-ați avut, dar... a recunoscut că și-a dorit schimbarea dumneavoastră de la Ligă, îl citez acum. Are dreptate să fie supărat pe mine. Într-un fel, i-am făcut campanie lui Gino Iorgulescu pentru că Mitică Dragomir era o rușine pentru tot ceea ce înseamnă ideea de sport în România. Urmează întrebarea. Câtă putere au oamenii politici în fotbalul românesc? Păi dacă a putut... să scadă de la Dinamo în jur de 20 de milioane de dolari. Pentru că Negoiță era cu el, știți, și cu distracțiile de la hotelul lui Negoiță și așa mai departe. Dacă el a fost în stare să convoace patronii de cluburi și președinții, știe toată presa, se de notorietate. I-a chemat la hotel și le-a spus să voteze a doua zi cu Gino. Când te cheamă primul ministru, și când primești prin președintele Consiliului Județean ordin să votez cu X, păi mai votez cu Dragomir, părerea mea este că a fost un abuz din partea lui. El nu a avut nimic cu mine, el a vrut să pună mâna pe bani, pe drepturile de televiziune. Și întreb, de ce nu s-a mai făcut licitație pe drepturile de televiziune așa cum a făcut Mitică Dragomir? Păi domnișoară, știți de ce au vrut să mă bagi la pușcărie și n-au putut până acum? Pentru că sunt nevinovat. Dacă eram vinovat, gândiți-vă numai la un singur lucru. Au fost peste 15 arestați. Băgați în pușcărie nevinovați, de la Gică Popescu până la Jean Pădureanu, care a murit. Dumneavoastră, ce credeți? Există vreunul care procurorul să nu-i fi spus dăm ceva de Dragomir și te scutesc de atât de ăsta? N-a avut nimeni ce să spună despre Mitică Dragomir. Nimeni. Pentru că nu am făcut, nu că ar fi fost ceva. Bă, unul din ei, totul s-a scăpat dacă avea ceva cu mine, nu? Făcut cu mine. Dar am fost total nevinovat și n-au avut ce să-mi facă. Astăzi, oamenii politici au aceeași putere în fotbalul românesc? Mai mare putere. Păi uitați-vă ce se întâmplă cu Federația de Fotbal, cu Liga. Uitați-vă ce se întâmplă cu cei care au pus politic în fruntea la sportului. La cine vă referiți? La cei din federație, la cei din ligă. La cei din ligă, la cei din federație. Oamenii politici au pus. Nu numai oamenii politici, au fost la timpul respectiv ajutați și de servici. Care de, servicii? Câțiva oameni de servici. Bine, continuăm. În anul 2000 v-ați făcut intrarea în politică. Inițial ați negociat cu PSD, care v-a oferit locul 3 pe listele de la Vâlcea. Ulterior, Corneliu Vadim Tudor v-a invitat în PRM. Îl citesc. Bă, țărane, vină-mă la mine, că eu te pun primul pe liste la Vâlcea. Ați ales PRM spunând așa, vă citez. Dacă află mama că eu concurez de pe locul 3 la PSD, va spune că îi fac familia de râs. Eu toată viața mea am concurat numai pentru locul 1. Cu PRM ați obținut 2 mandate de deputat în Parlamentul României. Și acum, pornind de la experiența noastră de viață, de la experiența noastră politică, de la faptul că ați petrecut mult timp alături de mari politicieni ai României, așa cum au fost Corneliu Vadim Tudor, Traian Băsescu, Adrian Năstase, Mircea Joană,
am o curiozitate. Urmează întrebarea. Cine sunt politicienii de Liga I din România? Politicienii de Liga I? Năstase pe primul loc. Vadim și Păunescu pe locul 2. Din ultimii 30 de ani. Codrin Ștefănescu, o să zâmbiți acum, este un politician absolut extraordinar. Eu l-aș spune și pe Dragnea, chiar dacă mi-a făcut mare rău, el a fost cu Ponta atunci când i-a chemat pe președinți. Și mi-a spus personal, la România TV, când ne-am întâlnit, că el n-a avut niciun rol și că Ponta m-a curățat nevinovat. Cam aceștia ar fi. Și, bineînțeles, Iliescu, de care eu nu mă dezic niciodată. Bine. Continuăm. Băi, și Băsescu a fost politician. Dacă stau bine și mă gândesc, a făcut mult rău, că fără el nu se băgau la pușcărie nevinovați oamenii din sport, dar a avut sânge în instalație. Mulțumesc. Mergem mai departe. În 2004 ați fost candidatul PRM pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Ați pierdut atunci alegerile, ați ieșit pe locul 3 în preferințele bucureștinilor, care l-au ales primar pe Traian Băsescu. Nu ați renunțat însă la gândul că puteți transforma Bucureștiul, așa că în 2020 ați acceptat invitația Gabrielei Firea de a face parte din echipa ei și ați candidat pentru un loc în Consiliul General al Municipiului București pe listele PSD. Acum, deși ați câștigat un post de consilier general, mandatul v-a fost invalidat prin retragerea calității de membru PSD. Vreau să-mi spuneți ce s-a întâmplat, de ce ați fost dat afară din PSD. Păi, urmează întrebarea. Cum ar fi arătat Bucureștiul cu Mitică Dragomir la primărie? Bine, nu puteau să mă lase pe mine. Eu m-am dus pentru doamna Firea. Să fiu cinstit, nu m-am dus pentru neapărat ca să... Am vrut să o ajut pe dânsa. Și am ajutat-o, să știți, că de asta și câștigat, PSD-ul a câștigat Consiliul General al Bucureștiului. Numai că Dâncu, care este președintele, nu știu, Consiliului, nu știu cum, Consiliul Național PSD. Consiliul Național, eu atâta am zis că a nenorocit fotbalul punându-l pe Vârleanu și făcând atâtea nenorociri în sport, bineînțeles că m-a curățat imediat. El și Ciulacu. Cu Ciulacu săracu n-a avut. A avut decența să spună că, dom'le, e incompatibil cu partidul nostru. Dar eu mă dusesem la partid, eu nu mă dusesem la PSD. Tată, eu mă dusesem să o ajut pe doamna Firea, pe care o respect extraordinar, și pe ea și pe bărbatul ei, pe primarul Pandele, care este de o inteligență rară. V-a jucat chiar să-l convocați la asemenea emisiune, pentru că este diabolic de deștept. Cu cine seamănă Pandele? Cu Năstase seamănă, cu Adrian Năstase, care e feblețea mea, Adrian Năstase. Este etalonul de inteligență în această țară. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Spuneți așa, că viața este o loterie, iar la capitolul dragoste ați tras lozul cel mare. Sunteți căsătorit de aproape 60 de ani cu doamna Vica Dragomir. V-ați cunoscut soția când erați fotbalist la echipa de tineret a Universității Craiova, iar ea era studentă la Institutul de Pedagogie. Vă citez. Eu m-am însurat din dragoste și am iubit-o și o iubesc pe Vica mai presus decât pe părinții mei, decât chiar pe mine. O iubesc ca pe Dumnezeu. Recent, întrebat de divorțul dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Riecamp, ați declarat că antrenorul se află la o vârstă periculoasă. Vă citez. Când ajungi între 45 și 60 de ani, este o nenorocire. Asta e cea mai nenorocită vârstă la bărbați. Și acum, domnule Mitică Dragomir, urmează întrebarea. Cum ați făcut față dumneavoastră crizei dintre 45 și 60 de ani? Pentru că eu am fost un țăran cu educație de la țară. Și pentru mine nevasta a fost sfântă. Și să ai tu de 100 de euro anul ăsta până la sfârșitul anului, de câte ori am supărat eu pe nevastă mea.
am supărat-o, îi cer scuze din când în când, mai ales acum la televizor, o iubesc și acum ca în prima zi. Este un om absolut deosebit. Și niciodată n-ați călcat strâmb? Nu, sunt cel mai prost bărbat pe care, care l-ai cunoscut, care stă în fața ta. N-am înșelat pe nevastă-mea niciodată. Ca să vezi. Și nici înainte de a cunoaște. Eu am fost... Și nici măcar o tentație n-ați avut? Ba, tentația am avut. Tentația am avut, numai că mi-am pus frână de fiecare dată. Ba, acum poate de multe ori zic că mi-ar părea rău, știi, că aș fi vrut să mai încerc și altceva. Dar e prea târziu acum, că acum nu mai pot. Bine, deci ați făcut bine, față crizei. Pentru mine, bărbatul, familia mea și asta, nevasta mea, mama copilor mei, este o sfântă. Dacă avem 54 de ani de căsătorie. Mulți înainte. Și îi doresc atâta sănătate și bucurii ești neîmplinit. Când ți-a murit un fiu, nu mai poți să fii împlinit 100%. Dar Dumnezeu ne-a dat recompensă, doi nepoți frumoși. Știu, o să vorbim. Și de educația copiilor, încă o dată vă spun, s-a ocupat ea. Cadru didactic fiind, îți dai seama că numai în meditație a ținut mai... să vorbească 4-5 limbi străine și Bogdan vorbește 5 limbi așa cum vorbesc eu românește, mai bine decât mine când vorbesc eu românește. Bine, mergem mai departe. Vă citez. În afară de nevastă și de fotbal, nu m-a ajutat nimeni pe lume, nici măcar părinții. Între anii 1980-1987, când erați președintele clubului de fotbal FCM Brașov și nu existau telefoane mobile și nici mijloacele tehnice de acum, jurnaliștii își trimiteau cronicile sportive din biroul dumneavoastră prin intermediul unui telefon fix. În tot acest timp, soția dumneavoastră era mereu prezentă lângă ei. Citez dintr-un articol. Vica, soția lui Dragomir, croșeta și asculta în același timp ce transmiteau cronicarii despre FCM Brașov. Jenați de prezența doamnei, mulți schimbau pe loc frazele mai tăioase. Vreau să știu dacă prezența soției în camera acolo, alături de jurnaliști, a fost de fapt o strategie prin care dumneavoastră controlați cu istețime mesajul cronicarilor sportivi. Urmează întrebarea... Ați manipulat ziariștii prin intermediul soției? În viața mea și a nevestii mele n-a stat vreodată nevastă mea la vreo discuție de telefon și de asta. Nu venea la mine la birou înainte de meci și după meci și nici dacă o tăiei, pentru că eu eram și când câștigam și dacă pierdeam eram o mină de nervi și de draci, vă dați seama, și de griji. Aveam un meci să organizez săptămână de săptămână cât un meci și atunci dacă greșeai imediat erai pe graniță cu rușii. cum spun eu. Nu, soția mea este o minciună. În viața ei n-a fost la vreun telefon sau în preajma vreunui ziarist. Poate când aveam ziarul Sportul, mai venea din când în când pe la ziar, nu avea discuții cu nimeni în afară cu Ovidiu Ioanisoaia, dacă a vorbit de nu știu câte ori, iar în afară de familia Bocioacă, cu care eram amici, n-a prea, poate și cu Dragoș Dumitriu, cel care a murit ieri, care era redactor șef la Atac la Persoană, poate i-a zis, l-a mai temperat, că era foarte acid vis-a-vis cu cunoștințe de ale noastre politice. Bine. Aici e ceva adevăr pe aici. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. A rămas în memoria oamenilor de televiziune un moment, o criză de nervi pe care ați avut-o în studioul Antenei 1,
Formatul emisiunii la care participați presupunea un moment în care invitatul primea cadouri mai speciale. Producătorii s-au gândit să vă ofere câteva daruri care să vă amintească de vremurile de dinaintea Revoluției. Ați primit un videoplayer second hand, o cutie de NES, un pachet de cafea, un pachet de țigări. Cadourile pare că v-au iritat, așa că în pauză de publicitate v-ați apucat să le aruncați prin platou. Citez din presă. Corleone Dragomir a apucat un pahar și cu o precizie uimitoare l-a aruncat peste videoul pe care îl făcuse deja țândări. Paharul s-a spart, iar câteva cioburi au intrat unei angajate în mână, rănind-o. Eu aș vrea să-mi spuneți ce v-a enervat atunci. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un om nervos? Mai sunt nervos cu nervii din când în când, așa. M-a deranjat pentru că cel care mi-a făcut cadou, hai să nu-i dau numele, dar să spun că este unul din directorii Federației Române de Fotbal, ziarist. Acum fusese ziarist la mine, ani de zile câștigase o grămadă de bani. Bine, am muncit pentru ei, eu l-am promovat împreună cu Ioanițu aia și cu Tolontan și el a făcut o glumă proastă cu mine. Cu mine nu pot să faci glume proaste. Eu suport toate întrebările astea, dintre care jumate sunt imperfecte și imprecise, dar îți răspund. Eu m-am certat cu majoritatea ziariștilor din această țară, pe unul nu l-am refuzat vreodată, nici cu cei certați. Pentru că toată lumea trebuie să trăim. Trebuie să trăiască și ziariștii, să-și facă meseria, chiar dacă greșesc, trebuie să trăiesc și eu să-mi fac meseria, chiar dacă greșesc. Și atunci, fiecare ar trebui să își păstreze demnitatea și să intre într-un deci tipar. Deci ce v-a enervat să atunci? Să intre într-un tipar. M-a enervat faptul că el, care a fusese angajatul meu, a sărit calul, să zic așa, a depășit linia roșie vis-a-vis de... A făcut o glumă proastă cu mine. Iar cu mine, dacă nu mă pregătești să faci o glumă proastă, eu fac alta și mai proastă cu tine. Dacă, să știi că ți-am spus de la început, sunt operat de tupeu de mici și de rușine. Bine. Eu la mine doar întrebări roșii. Nu, să tu poți să pui orice fel de întrebări, oricât de acide. Bine, mergem mai departe. Vă citez. Mama a trăit peste 90 de ani. O femeie negustoreasă, spirit, cu o minte luminată, ce n-am pomenit în viața mea. Cu aceste cuvinte ați descris-o pe mama dumneavoastră, Florea Dragomir, care a murit în 2011. În 2008, când erați președintele LPF, jurnaliștii au vizitat-o acasă și au aflat de la ea cât de mândră era de dumneavoastră, chiar dacă trecuse ceva vreme de când nu mai primise niciun semn de la fiul ei. O citesc. Mi-e foarte dor de el, dar îl văd la televizor zilnic și îmi trece. Am trecut prin două infarcturi și m-a vizitat la spital, mi-a adus medicamente, dar acum nu mai știu nimic de el. Dacă aveți numărul de telefon, dați-mi-l și mie, vă rog, pentru că și-l schimbă des. Să-i transmiteți sănătate băiatului meu. Urmează întrebarea. Regretați că v-ați neglijat mama? Nu, dar n-am neglijat mama. Într-adevăr, eu sunt destrăbălat așa în comportament, ca să ne înțelegem. Uit câteodată să-i mai dau și nevestii mi telefon, plec și mă ceartă a doua zi. Bine, dar nu puteai să dai un telefon? Am uitat, lasă-mă, te rog să mă ierți. Așa și cu mama. Bine, mamele sunt, dacă o zi nu le dai telefon, sunt îngrijorate. Iar eu, să știi că mai greșesc și acum, nu atunci, când eram tânăr și... Năbădăios. Biata mamă, Dumnezeu să o odihnească. Am iubit-o nespus de mult. Bine, mergem mai departe. Aveți o singură soră, Mărioara Dragomir, pe care atunci când ați fugit de acasă, ați lăsat-o în urmă, ea a rămas în Bălcești, în sat cu mama, iar după moartea părinților, i-ați cedat partea dumneavoastră de moștenire. Citez acum din nou din cartea dumneavoastră Meciurile vieții mele. Despre sora mea nu pot scrie multe, în afară de compătimirea pe care o am pentru o viață de muncă și de neajunsuri. A suferit enorm, rămânând de foarte tânără văduvă și cu 3 copii în grijă. Aș vrea să știu cum ați ajutat-o de lungul timpului pe sora dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți un frate bun? Sunt un frate bun. Ea n-a avut neapărat nevoie de ajutor.
A avut cam tot ce îi trebuie de fiecare dată, plus ce am lăsat eu, casa părintească, pământul. Să știi că n-am fost chiar așa de săraci și de săraci, cum am spus eu la început. Dar aș fi putut să fiu mai bun, frate. Dar n-am avut o simbioză, o apropiere de sora mea, datorită faptului că viața ne-a despărțit de mici. Ea, eu am plecat de mic, ea era plecată de acasă, deci nu, n-am copilărit împreună. Nu știu dacă înțelegeți. E mai mare cu 7 ani decât mine, deci vă dați seama, s-a măritat când eu eram, aveam 7-8 ani. Deci n-a fost o chimie din asta apropiată, de exemplu, cum este între cei doi nepoți ai mei. Bine. Dar am ținut la ea și o iubesc, este sora mea, bineînțeles că mă îngrijorează dacă pățește ceva și dacă are nevoie de ceva, îmi dă telefon și o ajut, dar în general n-a avut nevoie cam de nimic. Bine, continuăm. Pe fiul noastră Bogdan l-ați crescut în așa fel încât să nu-i lipsească nimic, dar să nu se comporte ca băieții de bangata. Vă citez. Bogdan are clasă internațională, educație aleasă, are numai prieteni, nu are dușmani, vorbește 5 limbi străine. Când plecăm împreună pe undeva, sunt tare mândru de el. Acum, Bogdan este căsătorit, are 2 copii și chiar dacă este un om de afaceri prosper, nu a uitat o lecție pe care i-ați dat-o cu foarte mulți ani în urmă. Îl citez acum. Cine e șmecher noaptea, e șmecher și ziua. Adică dacă vrei să fii șmecher, muncește, tată. Urmează întrebarea. Este fiul dumneavoastră tot ce v-ați fi dorit să fiți? Fiul meu este mai mult decât mi-aș fi dorit. Eu nici nu m-am gândit. În primul rând, este un familist, cum eu n-am fost. Eu am fost familist, dar nu sunt detalii a fiului meu. Adică? Fiul meu se scoală dimineața, pleacă cu primul copil la antrenament. Vine, se duce la hotel și la alt business care l-avem. După aceea, fuge cu cel mare la antrenament. Fuge la meditație cu cel mic, fuge la meditație cu cel mare. Fuge la școală la unul, fuge la școală la celălalt. Și el și nevasta sunt bine presați de multe ori și de mama lui, de nevastă mea, pentru că m-am convins, dacă ai școală, dacă ai o meserie bună, poți să trăiești, nu poți neapărat să faci o avere nemaipomenită, dar poți să trăiești bine în toate regimurile. Și pentru asta trebuie să înveți carte. Eu am suferit pentru că mai mult de 130 de cuvinte în limba engleză n-am știut. M-am descurcat peste tot în toată lumea. Dar acum când îi văd pe ei, cum vorbesc că-i mici, vorbesc câte 2 limbi străine de acum. Bogdan la 5 ani vorbea 3 limbi străine. Asta nevastă mea s-a ocupat de el. Și el acum, în educația care a avut-o, și el se comportă cu copiii lui la fel. El este un tată cum eu de multe ori am mai greșit. El nu. Ce frumos! Da. Îl admir din punctul ăsta de vedere. Este de admirat. Mergem mai departe. Ați avut o cumpănă grea în familie când l-ați pierdut pe Manuel, băiatul dumneavoastră cel mare. Avea aproape 18 ani și era fotbalist la FCM Brașov. Ați povestit că Manuel a murit în somn. Vă citez. E imposibil să treci prin așa ceva și e imposibil să treci peste așa ceva. După asta nu mai poți să fii vreodată fericit în viață. Ați vorbit despre asta mai devreme și v-am întrerupt. V-am spus că o să revenim și o să vorbim despre acest subiect. Mult timp ați mers zi de zi la mormântul băiatului dumneavoastră până când ați luat decizia să vă mutați la București ca să mai uitați de durere. Și astăzi vă întrebați uneori, vă citez, dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine care era un păcătos și de ce l-a luat pe fiul meu?
Știu că este un subiect sensibil și îmi imaginez cât de greu a fost să învățați să trăiți cu durerea provocată de moartea fiului dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ați fost supărat pe Dumnezeu pentru moartea fiului cel mare? Bine, pe Dumnezeu nu te poți supăra, dar bineînțeles că am o neîmplinire până mor. Cum să moară? Sufocare mecanică, spune. Noaptea în somn, i-a venit să vomite și a luat-o pe trahee și a murit lângă Bogdan în pat. Asta s-au mai întâmplat cazuri, dar de ce un copil nevinovat care era sportiv de mare performanță la echipele naționale și acolo, care a control medical săptămânal și așa mai departe. Nu m-am împăcat și nu m-am împăcat până mor cu treaba asta. Cred că există ceva, o forță care, după ce se întâmplă o nenorocire, îți dă compensații, de exemplu, până mor spun că există ceva, pentru că a murit fiul meu, dar Dumnezeu mi-a dat doi nepoți care seamănă la fel ca băiatul meu, ca Manuel. Amândoi fac fotbal, amândoi... Adică, cum să spun, este ceva peste puterile mele de a înțelege. Bineînțeles că dacă nu plecam din Brașov, o luam razna și eu și nevasta mea, că stăm toată ziua la cimitir. Noi suntem o familie foarte unită, foarte de nedespărțit. Eu, acum, în fiecare săptămână, mergem și mâncăm împreună cu copiii, cu nepoții, cu astea. Suntem nedespărțiți. Nepoții vin la noi, sar în brațe. Când sunt mari, sunt mai înalți ca mine, cu o palmă. Asta, băiatul cel mare. Bine, mă ia de gât, mă ia și pe mine, pe Pica, pe nevasta mea. Dar, părerea mea, din punctul meu de vedere, sunt neîmplinit până mor, datorită morții fiului meu, Manuel. Vă citez. Ce a spus acum? Mi-a luat Dumnezeu un băiat și mi-a dat doi nepoți. Așa a spus când presa m-a întrebat ce vă face astăzi fericit, cei doi nepoți, Robin și Bogdan, care vă alintă și dumneavoastră sunteți foarte mândru de ei. Vă citez din nou. Eu acasă sunt numai cu glume. Cu nepoții în braț, eu mă joc cu ei, le mai zic câte o porcărie să-i înveselesc, de urlă nevastă-mea la mine. Cel mai mare nepot, Bogdan, a debutat ca fundaș dreapta la Rapid. Cel mai mic, Robin, face tenis, dar și fotbal, iar antrenorul lui spune că este cel mai ascultător copil. Urmează întrebarea. Sunteți mai bun ca bunic decât ați fost ca tată? Și ca tată am fost, Doamne Dumnezeule, de o bunătate. Eu nu sunt în casă cel ce-l vedeți aici sau în societate. Nu, eu sunt o fire blândă, cu minte, acasă. Afară sunt o fiară. Ca mereală cătuși pe teren era o fiară și afară era un blând. Așa sunt eu în casă. No. Dacă sunt educați cum trebuie, atunci ești fericit și tu ca bunic și ca părinte. Totul pleacă de la educație. Nu există copil nebun, copil prost. Poate unii nebuni care sunt prin ospici. Părinții neglijează copiii. Iar eu mi-am dat seama de needucația mea. Că eu am plecat needucat de acasă. Dar datorită nevestii mici, datorită minții mele, m-am autoeducat și acum pot să mă compor la orice nivel, cu orice fel de manturaj. Pot să cobor, pot să mă ridic la orice nivel. Și aș dori ca și nepoții mei să fie așa. Numai că sunt prea cuminți. Eu n-am fost așa de cuminte ca ei. Bine, continuăm. Să-ți fie rușine când ai furat și te-a prins, când te-ai îmbătat și te lin câinii la bot în văzul sătenilor și când îți înșel nevasta cu alta mai urâtă ca ea. Acestea sunt vorbele tatălui dumneavoastră, atunci când încerca să vă arate calea în viață. Am vorbit mai la începutul emisiunii că ați avut o relație cumva dificilă cu tata, complicată, care altoia des în copilărie, dar pe care, după cum chiar dumneavoastră ați spus, l-ați înțeles până la urmă.
Tata dumneavoastră nu mai este printre noi. Urmează întrebarea. V-a fost vreodată dor de tata? Bine, mă va judeca multă lume acum, nu. Nu l-am iubit pe tata, nu l-am văzut râzând niciodată. Era un dur, era și un om masiv, așa, avea vreo 40 de kilograme când îl prindea ploaia și era în palton. Tot o spun gluma asta de fiecare dată, dar... Doamne, bineînțeles că îmi pare rău ca după părintele meu, pentru că totuși mi-a dat viață. Doamne, mi-a dat și bani atunci când n-am avut, a fost bun la suflet, așa. Numai că el îmi pare rău de un singur lucru, că n-a trăit să vadă că eu am reușit. Asta vroiam, ca tatăl meu să trăiască, să vadă că eu am reușit în viață. Pentru că el era un om sărac, săracul care muncea de dimineață până seara și nu ne ajungea nimic, mai nimic. Munceai, de rupeai pământ atunci la colectiv și la astea. Vai de mama noastră ce era în sudul Olteniei. Și acum este foamea dracului, să știți. Dar, să răspund la întrebare, mi-aș dori să trăiască și să vadă că m-am realizat și eu în viață. De ce oare nu râdea? Că ați spus că nu l-ați văzut râzând niciodată. Nu știu. Mama era genul meu, exact cum sunt eu. Tata nu. Tata niciodată, dar nu... Uite, acum mi-a venit această idee. Nu l-am văzut niciodată râzând. Era un dur, de o duritate neîntâlnită. La el, dacă nu te sculai când s-a luminat, Dumnezeule, era fiară. Și eu am vrut toată viața să fiu invers. Eu nu... copiii mei nu i-am atins nici cu o pană de asta sau să... Doamne... Bine. Averea pe care ați făcut-o în domeniul hotelier și în imobiliare ați lăsat-o fiului dumneavoastră Bogdan, care acum administrează toate afacerile familiei. În urmă cu câțiva ani, revistele de specialitate evaluau averea familiei Dragomir la aproape 30 de milioane de euro. Anul trecut, conform declarației noastre de avere, ați încasat de la stat 3 pensii în valoare de 206.000 de lei pe an. Două dintre aceste pensii erau de un fost parlamentar și fost angajat al Ministerului de Interne. Anul acesta, însă, ați spus așa, nu mai am pensie de la Parlament, mi-au tăiat-o de jumătate de an. Eu trăiesc din pensia pentru care am plătit pensie de stat. Nu sunt un om bogat, sunt un pensionar bogat. Vreau să-mi spuneți, dacă știți, bineînțeles, care sunt cheltuielile dumneavoastră lunare. Urmează întrebarea. Ce pensie aveți, domnule Dragomir? Un pic peste 120 de milioane. Dar aveam, mi-au tăiat 72 de milioane pensia specială și mai am în jur de 120 de, în jur de 100 și ceva de milioane vechi. Deci cât o, era bine dacă nu am tăiat pensia specială, că nu-i consumam, nici pe ăștia nu-i consum. Eu sunt, domnișoară, eu cu nevasta mea, uitați-vă că am slăbit destul, da, mâncăm foarte, foarte bine. Mulțumesc și dumneavoastră, foarte bine chiar. Eu mănânc foarte puțin, nu beau deloc, nu fumez. Mai mă duc din când în când cu tineri la o cafea, sau cu Viorel Păunescu, mai în vârstă ca mine, să bem cât o cafea. Asta este... sau mă duc la boschetărie, la TIS, la restaurantul lui TIS, dar acolo nu plătesc niciodată. Tot ce mănânc și beau acolo... E moca. E moca la restaurantul lui TIS. Așa că, așa îi zice, la boschetărie, în parc. Restul nu fac cheltuieli aiurea deloc. Stau pe șantier toată ziua și ce bine e la vârsta mea să stai în... De exemplu, astăzi am stat 5 ore într-un frig de dimineață, de la 7 dimineața, afară pe un scaun, că nu pot să stau așa mult în picioare. Mai stau și pe un scaun, scaunul în mașină. Bine, mergem mai departe. Să știți că am ajuns la ultima întrebare. Mergem cu întrebarea 40. Așa.
Procurorii DNA au deschis două dosare pentru vânzarea drepturilor de televizare pentru meciurile din Liga 1. În primul dosar erați acuzat de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani pentru vânzarea drepturilor de televizare din perioada 2011-2014, aducând statului un prejudiciu de 3 milioane de euro. Deși în prima instanță ați primit o condamnare de 7 ani de închisoare cu executare, ați fost achitat de magistrații Curții de Apel București. În cel de-al doilea dosar, procurorii vă acuză că ați primit 3,1 milioane de euro pentru a le acorda în perioada 2008-2011 drepturile de televizare ale Ligii 1 celor de la RCS RDS. În acest dosar, în 2019, în primă instanță, ați fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Recent, Curtea de Apel București a dispus rejudecarea dosarului de la zero pe motiv că tribunalul nu avea competență să judece această cauză. Urmează întrebarea. Veți scăpa din nou de închisoare? Păi s-a prescris. Dar eu vreau procesul să continue și mă rog la Dumnezeu să trăiesc până se termine acest proces, că oricum dacă a durat 7 ani la tribunal, durează 7 și la Curtea de Apel sau la înalta curte. Că acum se ia cu camera preliminară, cu fondul și se judecă recursul la înalta curte. S-a prescris. Eu am terminat cu totul. Nu mai am niciun fel de problemă. Dar, încă o dată, vreau să dovedesc că și acest dosar a fost un fâs. Pentru că este un abuz. Banii niciodată n-au fost ai Ligii Profesioniste de Fotbal, conform legii sportului. Banii au fost ai cluburilor. Deci legea spune în felul următor. Cluburile pot reține din drepturile de televiziune numai 2%. Liga Profesionistă de Fotbal s-a constituit parte civilă în fals pentru că nu erau banii lor. Altfel nu exista niciun proces până acum cu asta. Dar vreau să vă să spun o frază. Statul, din contractul pe care l-am făcut eu cu drepturile de televiziune, a luat mai mult decât de la Combinatul Siderurgii din Galați. A luat peste 41 de milioane statul. Și statul m-a ținut numai în procese. Asta ar trebui să știe, n-am spus-o la nimeni. Asta o spun acum. Am plătit taxe la stat, peste, cu ce-am plătit eu de la firmele mele și ce-a plătit de la Ligă, peste 45 de milioane de euro. Și zice că am prejudiciat statul. Păi ce, a dat statul vreun ban sau ceva aici? Era un contract între două firme private. Nici n-avea dreptul DNA-ul la treaba asta, da? Bine, vă mai dau timp. Îmi pare rău că s-a prescris, că eu vroiam să meargă mai departe procesul acum, când mai țin minte și eu, că vă dați seama, dacă peste 4-5 ani de zile mai uit, cu toate că eu mi le scriu, ce să fac? Lucrez la a doua, la a treia carte, că a doua este scrisă, lucrez la a treia carte acum și îmi trec. Acum am o carte, procesele vieții mele, meciurile vieții mele, acum procesele vieții mele, să spun câte abuzuri s-au putut face împotriva mea. De ce oare? Am fost și gură bogată, am deranjat pe multe lume, domnișoară, și deranjez și acum, să știți. Nu vedeți că nu mi-e frică de nimic. Știți când nu ți-e frică de nimic? Când ești nevinovat. Când ești vinovat de ceva, tragi fermolul. Aveți un regret? Am un singur regret. Că n-a trăit fiul meu și să se bucure de viață pentru că era tânăr, 18 ani, și mă tot gândesc, am un tablou așa mare în casă în care vorbesc cu el în fiecare zi. Mulțumesc, domnule. Cu multă plăcere. În primul rând că ați venit la mine la 40 de întrebări. Să vă trăiască privitorii. Să ne trăiască, domnule. Așa, să fie cât mai mulți. Să fie. Și să auzim numai de bine, domnule. Să auzim. Pe micile ecrane telespectatorii văd acum un tabel în care le arătăm că mi-ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări, nu ați refuzat nicio întrebare. Eu vă mulțumesc pentru asta. Vreau în primul rând să le spun așa celor de acasă că v-am convins cu greu să veniți la emisiune. Dar din secunda în care ați acceptat invitația mea, nu m-ați întrebat nimic. Nici aveam să discutăm, nici întrebări, nici nimic. Ați venit așa deschis și este o onoare pentru mine că v-am avut ca invitat.
sunteți dintre puțini invitați cărora le-aș fi avut de pus mult mai mult de 40 de întrebări. Da, tu îți dai seama cât, că v-ați simțit bine cu noi. Aș fi vorbit eu, dacă aveai tu o emisiune de 4-5 ore să vorbesc eu despre procese, despre abuzurile de abuzurile politicienilor, de ce se întâmplă în țara asta. Au rămas 19 minute pe care le avem la dispoziție, bineînțeles că nu le vom folosi pe toate, însă, dacă mai sunt chestiuni pe care vreți să le adăugați, dacă sunt lucruri pe care v-ați dori să vă întreb și eu nu am făcut o sau lucruri pe care puțin am omis și vreți să le dezvăluiți acum, vă rog. Domnișoară, știți ce? Zice lumea că vreau să acopăr ceva. Nu. Ți-am răspuns absolut la toate întrebările. Unele dintre ele tendențioase mi s-au părut, dar am răspuns la ele pentru că de ce erau tendențioase? Nu erau adevărate. Și pentru acest lucru ar fi trebuit să pun frână la multe răspunsuri, dar nu, n-am nimic de ascuns. Eu sunt o carte deschisă, domnișoare. Nici nu știu să mint, pe onoarea mea, dacă mint, uit minciuna și mă dau de gol. Așa că mai bine spun adevărul întotdeauna. Urmează evaluarea mea. Fiecare din cei care au urmărit 40 de întrebări își fac o proprie imagine despre cine sunteți cu adevărat. Mie mi-a plăcut să vă găsesc prudent, așezat ca un om care a trecut prin multe în viața asta. Nu, prudent nu sunt. Am simțit atent la vorbă, mult atent la vorbă și pot să înțeleg acest lucru și mi-a plăcut tare mult și mi-ar plăcea să mai existe bărbați în România care să vorbească cu atâta onoare despre familia lor, despre respectul față de soție și despre dragostea față de copii. Băi, domnișoară, încă o dată spun, repet, să ai de 100 de euro de câte ori o supăr eu sau am supărat-o pe nevasta mea, dar știu să o și împac și are un caracter ales că mă iartă de fiecare dată. Deci vă iubește Dumnezeu, Dumnezeu, ce eu n-am iubit-o și o iubesc ca pe... Eu o iubesc pe ea și pe copii și pe nepoți mai mult decât îmi iubesc viața mea. De exemplu, mâine, dacă ar trebui să dau ambii plămâni, ambii ficați, inima și de asta le-aș scoate cu mâna mea și le-aș da cu plăcere lor. Pentru că, dragoste, dacă n-ai o familie, ascultă-mă, n-ai pentru ce munci în viață. Păi ce mie mai trebuie să muncesc acum? Cine are pensia care o am eu? Sunt puțini în țara asta. Nu, aș trăi din pensie, pentru că am plătit ca să iau pensia asta. Dar mă duc de fiecare dată dimineața, stau în frig sau asta, ca să poată nepoții mei să aibă o viață mai bună, mai liniștită de când am avut-o eu. Ne ajută. Mulțumesc mult pentru participare. Plăcere, Sarumana, să fii sănătos. Invitația. Mulțumesc frumos, acesta a fost invitatul meu în această seară. Mulțumesc, domnule Dragomir, pentru prezență. Sunt Denise Rifai. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu multe noi alte întrebări. Mulțumesc frumos pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere.